Uniunea Europeană a criticat săptămâna aceasta planurile guvernului israelian de a autoriza 9 comunități din Iudeea și Samaria. După atacul terorist de vineri din Ierusalim, în care 3 persoane au fost ucise, printre care 2 copii, Cabinetul de Securitate al Israelului a decis duminică în unanimitate să autorizeze 9 comunități din Iudeea și Samaria, care există de mulți ani, iar unele dintre ele chiar de zeci de ani. Uniunea Europeană respinge această decizie și își reiterează poziția conform căreia colonizările sunt ilegale în temeiul dreptului internațional și nu va recunoaște nicio modificare a granițelor din 1967, altele decât cele convenite de părți. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat de asemenea decizia Israelului într-o declarație proprie făcută luni. Precizăm că noile autorizări israeliene sunt făcute în zonele aflate sub administrație israeliană conform tratatelor de la Oslo. Uniunea Europeană, deși nu a condamnat atacurile teroriste recente, pare să uite că a finanțat în trecut construcții palestiniene în zona C, fără acordul părții israeliene. Chiar dacă se prezintă ca fiind pregătită să ajute părțile să reconstruiască o cale către dialog, UE are o atitudine părtinitoare pro-palestiniană. Secretarul de stat al Americii, Antony Blinken, are în vedere o întâlnire cu diplomatul chinez Wang Yi la conferința de securitate de la München, care va începe săptămâna aceasta, pentru primele discuții față în față după ce Statele Unite au doborât un balon spion chinez și alte 3 obiecte zburătoare. La începutul acestei luni, Blinken a amânat o vizită planificată în China în urma descoperirii balonului de supraveghere. Acum Statele Unite ale Americii încearcă să atenueze extinderea conflictului diplomatic. China a criticat America pentru că i-a doborât balonul de supraveghere, spunând că își rezervă dreptul pentru orice reacție necesară la incident. Folosirea forței împotriva balonului, despre care China a spus că este pentru uz civil și a intrat accidental în Statele Unite ale Americii, a fost o, cităm, reacție excesivă evidentă și a încălcat practicile standard internaționale, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Chinei. Casa Albă a minimalizat amploarea divergențelor diplomatice în legătură cu acest incident și impactul pe care l-ar avea asupra relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și China. Situația din Turcia și Siria este tot mai dificilă, iar șansele ca să mai fie găsiți supraviețuitori sub dărâmături sunt aproape nule. Datele oficiale consemnează peste 36.000 de morți, iar autoritățile locale sunt depășite de amploarea tragediei. Mai multe organizații creștine au răspuns la cererea de ajutor umanitar. Una dintre ele este organizația evanghelică de caritate Samaritan's Purse din SUA, care a deschis oficial luni un spital de campanie de urgență cu 52 de paturi lângă Antakya, în sudul Turciei, cunoscută în istorie ca Antiohia. Spitalul de campanie este amplasat pe proprietatea din jurul spitalului de stat Hatay, care a fost afectat iremediabil de cutremur. Spitalul de campanie al Samaritan's Purse are 2 săli de operație de urgență și o farmacie. Organizația de ajutorare a adus și articole de bază, cum ar fi prelate, pături și lumini solare pentru zonele cele mai afectate. Ei au peste 100 de specialiști în echipa de asistență în caz de dezastru, care vor lucra alături de parteneri din bisericile locale pentru a acorda ajutor fizic și a împărtăși dragostea lui Dumnezeu cu cei care sunt răniți. Un raport făcut public în Portugalia a numărat 4.815 victime ale abuzului asupra copiilor în contextul Bisericii Romano-Catolice Portugheze. Comisia independentă însărcinată cu investigarea abuzurilor a început să lucreze în ianuarie 2022. A ascultat mărturiile directe ale celor peste 500 de victime și a intervievat episcopi și alți clerici. Comisia este independentă, dar a fost finanțată de biserică. Potrivit anchetei conduse de psihiatrul pediatru Pedro Strecht, 77% dintre autorii cazurilor documentate erau preoți. Cele mai multe victime au fost băieți cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. La prezentarea raportului a participat șeful conferinței episcopale, José Ornelas. El a spus că Biserica Romano-Catolică va lua măsuri corespunzătoare pentru a le face dreptate victimelor. Abuzurile documentate au avut loc în școli catolice, biserici, case parohiale și confesionale. Doar în cazul a 25 de victime s-au putut deschide o anchetă de către procuror, deoarece majoritatea cazurilor s-au petrecut în urmă cu peste 20 de ani și, prin urmare, nu mai puteau fi începute procedurile judiciare.
Alpha.